Premieră națională organizată de un club moto din Deva, campionatul mondial de super enduro ajunge pentru prima dată în țară. Haita Deva organizează Marele Premiu al României, un spectacol plin de forță și adrenalină pe un circuit amenajat special în arena din Cluj-Napoca. Printre zecile de sportivi este și deveanul Sergiu Grecu, care ocupă acum locul 5 la clasa europeană. Short races with lots of people on the track with you. You just need to watch one of them to realize how crazy they are and realize they don't follow much of a pattern. You never know what you're going to get from them. Clubul Haita Deva organizează acest show cu motoare de teren care aliniază la start cei mai buni rideri ai lumii. Super Enduro îmbină tot ce este mai spectaculos și dificil în sporturile de teren. Spațiul este special amenajat cu o mulțime de obstacole. Grămezi de bolovani, bușteni, obstacole de beton, valuri de pământ sau rampe pentru sărituri care vor pune la grea încercare abilitățile sportivilor. Săptămâna aceasta, Motoclub Haita Deva organizează etapa de la Cluj-Napoca în sala polivalentă pe 20 ianuarie, etapă ce va găzdui campionatul mondial și european. M-aș bucura să fie cât mai mulți susținători la acest eveniment, ce este o premieră pentru România. Sergiu Grecu este enduristul român cel mai bine clasat în ierarhie și reprezintă chiar clubul organizator Haita Deva. Anul acesta particip la campionatul de super enduro la clasa Europe. Până acum am participat la două competiții ce au avut loc în Polonia și Germania. Sergiu Grecu are acum 23 de ani și este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați rider români. Practică de mic acest sport, invitat în matinalul Antena 3 Deva în urmă cu 10 ani, alături de alte enduriști de la Haita Deva, Sergiu Grecu a ajuns până în studioul de la etajul 5 în șaua motorului. Prezența riderilor cu motoarele în emisiunea La Cafea cu Anca a fost un prilej numai bun pentru cei din studio să încerce o vieți pe KTM. A fost o premieră în televiziune pusă la cale de cei de la matinal împreună cu enduriștii, printre care și Sergiu Grecu. Acum, sportivul ia startul în alt eveniment organizat pentru prima dată în țară, campionatul mondial de super enduro. Eveniment organizat de Motoclub Haita!